Ах, ce frumos e! Am ajuns la cetate, ladies and gentlemen, doamna și domnilor, sunt singur. Am trecut Dunărea în not, că am venit de la vecini. Deocamdată maestrul lipsește din peisaj pentru că s-a dus la cumpărături. Îl aștept și pe Ovidiu și între timp mi-am pregătit o cafeluță la bucătărie. Am descoperit pianul cu care am chef să stresez toți peștii din Dunăre și toate păsările astea care s-au adunat auzindu-mă cântând. Ne pregătim de o emisiune extraordinară. Să-i dăm drumul. In the summer sun, oh, in the summer sun, oh, the summer sun, the summer sun. Ce faci, dragule? Ce faci, tati? Ne-am văzut de mie, doamne. Mă bucur să te văd aici. La fel. Băi, chiar mă bucur. E prima dată că nu știu dacă tu ai mai fost. Am mai fost și va fi frumos. Pe spune. Bune? Da. Unde e Mircea Dinescu? Asta e la problemă. Cumpărături. La cumpărături? Da, eu cred că s-o fi îndrăgostit de cineva pe acolo. Sau cineva s-a îndrăgostit de el. Ce faci, a întâmplat că nu vine. O fi greu cu noi, interpreții, artiștii, actorii, dar cu poeții e mai complicat. Exact, exact. Băi, dar aici, în zona asta, n-ai cum să nu fii poet sau actor sau cântăreț. Da, adevărat că e incredibil. Este super. Dar bun. Am venit cu mai multă lume, am venit și cu niște prieteni, pentru că locul este genial, absolut genial. Inspirațional de-a dreptul. Uh-huh. Vă serios. Mergem la bucătărie? Acum? Să bem o cafeluță. Hai. Cu de 40 de grade. Să așteptăm poeții, să vină poeții. Să vină poeții! Dar m-am bucurat să mă revăd cu el, pentru că, în primul, înainte de toate, înainte de orice fel de artist, e un om viu și plin de viață și astea sunt lucruri care devin din ce în ce mai rare în ziua de azi. Bă, zici că e descris în poveștile noastre din Biblioteca pentru Toți, știi? Ediția anii 80. E un loc de poveste. Dincolo de faptul că aici și-a pus amprenta maestru Dinescu, e un loc în care cred că o să vin la vară pentru a fi stimulat de frumusețea acestui loc în creația mea. Știi, îmi place foarte mult locul. Am intrat aici ca frații Grigoriu, cântăm puțin. Și ați văzut tot? Hai să cântăm. După aia îi spui și istoria lor, da, că e foarte bine. Deci 1, 2, 3. 2, 10. Și ați văzut-o pe broscuța oac, eu cu felul ei nu mă împac. Oaca, oaca, oac, oaca, oac, oaca, oac, toată ziua, oaca, oac, oaca, oac. Era și cu fustița, dar ei mai cântau la cabana, trei brazi, la cabana, trei brazi. La, la, la. Erau cântece vesele, erau admise pe vremea acum. Sau macarale, stau în zare. Nu știu dacă era, dar e frumos. Macarale, macarale, măgândii, macarale, exorizii. Ce popor vezi. Bun, ideea este următoarea. De ce au avut acești frați atât de mare succes? Trio Grigoriu, fiindcă unul din cei trei frați se căsătorise cu fata lui Gheorghe Iudeș. Ce ghinion! Era la mai drăguț dintre ei, un bărbat înalt, frumos, așa, știi? Și venea la Mugoșea, era prieten cu Fărnuș Dacu. Eu n-aveam casă în București, că eram fără buletin de București și nu puteam să primesc casă. Aha. Și nu puteam să am buletin pentru că n-aveam casă. Că era un... Și atunci am stat 5 ani la Mugoșea, la casa scriitorului, cu, mă rog, scriitor foarte important, Mari Preda, Fărnuș Dacu, Teodor Mazilu, Sânziana Pop, în fine. Prima dată când l-am văzut pe poetul Mircea Dinescu a fost la Revoluție. L-am asociat, bineînțeles, cu ideea de libertate, pentru că
a făcut parte din grupul acela care ne-a anunțat, nu? Pe TV, brusc, că suntem liberi. După care i-am descoperit cărțile, este un poet, eu scriind foarte mult, eram interesat de ceea ce scriu poeții de după 90, poeții români, și am cumpărat cărțile. Îmi place foarte mult, e un tip extrem de spiritual și e un om care lucrează cu vechile valori, din vechea normalitate, din vechea paradigmă, cea în care artiștii erau artiști, poeții erau poeți, actorii, dansatorii și așa mai departe, nu erau produse industrializate sau produsele cuiva. Nu, iar vechea gardă, așa cum zic eu, vechea paradigmă, vechea castă a oamenilor spirituali români era formată din, în mare parte, din oameni autentici, din spirite autentice. Deci e o bucurie pentru mine să-l descoper în emisiune, e a doua oară când vin, e a doua oară când interacționez și vă mulțumesc pentru invitație, mai ales pentru faptul că am putut să stau alături de el și să schimbăm tot felul de idei. Unul dintre frații Grigoriu... Unul dintre frații Grigoriu venea la Mogoșa și povestea tot soiul de chestii de pe vremea. Zice, dragii mei, zice, știți că până în anii 60, ce tata socru, adică Gheorghe Udeș, da, a primit un omagiu, să scria omagii, cum s-au scris și sub Ceaușescu, poezii de ziua lui, așa, și zice, erau un cărsoi mare cu coperți de-astea foarte frumoase, de lemn foarte... Și ni l-a făcut cadou nou. Zice, nevastă mi-a tăiat ceapa pe el, că era foarte bun de lemn, de lemn, așa, de tăia ceapa. Acum am văzut-o și noi pe Broscuța Oacă. Ea era cea care tăia ceapa, da. Dar tot suna foarte fericit pe prezentul comunist al trupei. Atunci se trăia în rând paralele. Era lumea fericită, așa, era dedesubt, erau pușcăria și politici, nu știu ce, în care să nu vă închipuiți că erau numai miliardarii de pe vremea de dinainte de război, și oamenii politici. Da. 70% erau țărani care n-au vrut să intre în ce ape. Da, eu am văzut la CNSA și am rămas surprins. Deci, marea majoritate a oamenilor care au făcut pușcărie politică au fost țăranii români care au refuzat să intre în ce ape. Și au fost mutați aia din Ardeal în Bărăgan, aia din Bărăgan în Ardeal, nu știu, și restul băgat la pușcărie. 70%. 20% erau foști politicieni mari sau savanți chiar și academicieni de pe vremea capitalismului și 10% erau bandiți și criminali și ciorditori. Doar 10%. Asta era pușcăria. Deci asta e realitatea. În fine. Și atunci exista încă o dată sub Gheorghe Udeș, pentru că Gheorghe Udeș ce se întâmplă? Spreosebire de Neanicu, care era un ascet în felul lui, pot să pun și în ghilimele așa. Adică nu avea legături cu... Gheorghe Udeș avea legături cu actrițe celebre. A fost un om... Era mai hollywoodian. Mai special Johnny Depp sau Trump. Era ca Trump. Mai Trump. Gagici, chestii, nu știu ce bun. Da, era trumpist. Și atunci era și datorită iarăși unei fete de-a lui care devenise actriță, s-a făcut studioul de la Buftea, a băgat bani să joace și fătuca lui în filme celebre. Da, așa avem noi studiourile de la Buftea. Da, da, da. În fine, asta era un comunism mai cu față umană, ca să zic. A venit Neanicu și a făcut de adevăratele pasăvite, iarăși cu ghilimele, că a fost puțin cam sinistru și în fine. La Cetatea Poetului au venit cei doi menestreli, la un menestrel mai în vârstă. Era frumos, e o bucurie întotdeauna când te întâlnești cu oameni care sunt autentici înainte de orice. Eu țin la autenticitate. Și Dan Helciug, la fel ca și domnul Mircea Dinescu, sper că și eu suntem trei oameni autentici. Deci, n-are ce să iasă rău. Trecem de la frații Grigoriu la noi. Adică la gara fluvială. La gara fluvială de portul Cetate. Ah. Eu i-am invitat pe ei pentru că, ca și mine, nu știu dacă despre voi s-ați dat, eu când am scris niște poezii unde deplângeam faptul că preoții români din Ucraina sunt amenințați, unii arestați, unii bătuți, că s-au dat foc la biserici, am fost făcut de putinist. El cântă niște cântece absolut formidabile de Vysotsky, un mare
star, cantautor, cantautor, actor, de pe vremea înainte de Gorbaciov chiar, da. Era căsătorit. Eu când Davai, piesa Davai. Eu când Davai, suntem aici o chimie foarte ciudată. O celulă, da, o ciciornă. O ciciornă. O ciciornă. N-are cultura rusă nicio vină, ce vină. Da, până nu, auzi... știi care e prostia? Că și la Revoluție, vă știți că a fost dărâmată statuia lui Tolstoi dintr-un parc. Da, e rus. Bang, cu ciocanele și de foame. Asta trebuie să fie nu subiectul maestrii. Din păcate, știi cum, și acum, știi, artiștii ruși, chiar și sportivii, sunt interziți la aia. E ca și cum eu, pe vremea comunismului, pe vremea lui Ceaușescu, era o dictatură, nu puteam să fiu invitat în Occident, că sunt, trăiesc într-o țară cu dictatură. Da. Această corectitudine politică falsă, de fapt, în urma căreia știți bine că și în America, când a fost McCarthyismul, când un senator de ăsta ciudat american și sinistru în felul lui, i-a acuzat pe cel mai mare comic al lumii din toate timpurile, pe Chaplin, Chaplin a fost nevoit să fugă din America. Da. Da? Dar nu numai Chaplin. Și, foarte mulți. Și Marilyn Monroe. Marilyn Monroe se îndrăgostise de un fotograf care fusese în Rusia, făcuse un album cu fotografii, nu neapărat, diverse așa. Și pentru că ăla fusese în Rusia și ea era iubită, m-am amândoi trecut ca tip periculoși. Așa că astăzi aveți parte de cântece periculoase și mai periculoase. Și mai periculoase. Mai periculoase. Politică ricord. Dar mi-e foame să le înșinat. Mi-e foame. Iată ce fac. Da. Fac chestii fine. Ok. Fine, încerc să dau, pentru că am văzut de curând, s-a lansat un mare șef bucătar. Așa. Nu știu dacă ați auzit de el, Dragnea îl cheamă. Aaaa! Bă, ceva mai sinistru, ascultați-mă! Eu am crezut că Kevin Spacey. Da. Ceva mai sinistru este, tot, dacă vreți să știți cum să nu gătiți, este Dragnea. Fii atent ce face el. Pune niște fasole de-asta nefiartă într-o tigaie și ce crezi că pune? Bulion. Păi asta, cum să spun, e prima chestie în care te dă afară dacă ai fi la un concurs de... Bulionul nu se pune niciodată înainte când faci mâncare pentru că întărește leguma, știi? Aha. Bulionul asta este, știi? Întărește, acrala aia lui face... Deci, în orice carte de bucate de 2 lei, scrie clar, înainte puneți fasolea și o năbușiți puțin, adică să se înmoaie și pe urmă faci, pui o ceapă și pui în ceapă aia puțin și tor peste fasolea care e deja moale. Mie mi-a plăcut ceapă. Dragnea a venit cu această formulă, înțelegi? Ca să arate tot, el. Tot Dragnea a declarat că bucătăria nu se învață, se fură. Deci știe ce știe. Așa a zis. El o zi fura la viața lui, dar la bucătărie n-a știut ce să fură aici chestia. Este ridicol, este absolut ridicol. Știu că lumea se uită, dar n-are legătură. Dar el nu e bucătar. Asta e o boală, nu. Dar nu e vina lui. Boală, nu. Între altele, să știi, eu am început acum 15 ani cu gătitul, fiind scriitor, nu știu. Da, da, da. Dar m-am jucat așa și având și talent, pentru că eu am crescut. Și ai învățat. Nu, eu am învățat când eram mic la bunicul meu pe malul Dunării, i-am mai spus că era grădinar și chiar am învățat eu. Nu m-am băgat ca prost în chestia asta, mă dau și o mare. Și mă și las, că dacă s-a apucat Dragnea, eu sunt nevoit să mă retrag. Dar să bagi bulion peste fasole tare, trebuie să fii, cum să spun, analfabet în materie de... Și nu, asta ca și la orice, și la muzică, și la... Nu poți să spui că de mâine eu devin cântăreț. Exact. De mâine eu mă fac poet. De mâine mă fac cantautor. De mâine... Mă fac bucătar. Nu te faci bucătar. Dacă nu te-ai născut, că și la... Există un talent în orice faci, clar, de fapt. Da. Și lăcătușul mecanic are o dibăcie a lui. Trebuie să ai talent, nu te faci lăcătuș mecanic. Și trebuie să-ți placă. Deci el n-are, ca să fii bucătar, trebuie să ai o papilă... Dar dacă face mișto, ați gândit? Nu face mișto. Păi nu. Și papila a fost la interior. Nu, face mișto de sine tot ce la exterior e bun. Da, nu e chiar așa. Bun. Deci eu ce vreau să fac? Fac niște chestii simple. Bucătăria simplă poate fi deturnată spre o chestie foarte foarte complexă. În ce sens? Adică ai 3 dovlecei și 2 vinete. Iau un dovlecel de ăsta, îl tai în 2. Așa. Cu o lingură curăț puțin miezul ăsta unde sunt semințele, care nu se aruncă, se bagă și el când prăjești ceapa. Așa. Nu poți să dau la pești?
Ba da, se, păi deci, imediat. Poți să dau, da? Da. Deci acest domnule! Domnule! Hei! Gata. Gogu, ce? Ai chemat pe Gogu, săracu. Somnul. Păi, a, credeam că pe Gogu lăutaru mi s-a părut. Deci acești dovlecei pe care îi prăjim puțin, nu facem ca Dragnea, să băgăm direct, dacă rămân cruzi, îi prăjim puțin într-un ulei, urmă punem niște brânză, de vaș cu puțină smântână, ratem niște parmegian și niște brânză și băgăm la cuptor. Cu aceste vinete facem de asemenea. Deci eu vă spun niște rețete cu care puteți să începeți o masă, ca așa tocăniță, ciorbe, toată lumea pasămite, știe, în afară de Dragnea. Nu un fel de tocăniță sârbească asta? Am înțeles că și Codruța Chioveși își deschide cofetărie. Da. O să aibă numai dulci. Stai că... nu, ea și-a deschis înainte. Deschis. Pentru că... și tu o să primești fost... numai plicuri. Ea a fost prăjitorica pe care, din care a gustat și Băsescu puțin. Da, păi, da. A gustat și ăla, generalul armatei moarte, cum îl cheamă, ăla care avea mai multe stele decât sunt pe cer, cum îl... Oprea. Oprea, da. Deci Oprea, care semi-analfabetul, pe vremea mea, a devenit, nu numai că avea doctorat, dar la rândul lui începuse să dea doctorate. Dacă a păcălit. Păi dacă avea multe doctorate da, la el. Da, da, da. Bun. Dar și numai. Așa, deci e un fel de rețetă sârbească, din câte știu eu. Cum? Cum se numește genul ăsta de tocăniță? Sașlâc, sașa, capa, sașa. Nu, sașlâcul e turcesc. Nu, altfel. Dar n-are importanță, nu. Există chestii, există pilaf sârbesc, de exemplu, pilaful sârbesc e cu legume, cu roșii. Cu legume. Deci faci un pilaf de ăsta, fier puțin orezul cu puțin unt sau, mă rog, ulei sau cum ce vrei, și până un bagi roșii, bagi usturoi, bagi ceapă, nu știu ce, și este un pilaf foarte bun. Dar asta ce, astea sunt niște antreuri, de fapt, le servești, cum e asta, o să pun, de exemplu, o să fac cu, o să umplu cu măcriș, cu o mâncărică de măcriș, v-am dat înainte să gustați, ați văzut, e genială. Este un măcriș amestecat cu urzi și cu ștevie, da? Aici, la noi, în Oltenia, e draga vei. Dar o să pun și niște carne tocată cu ceapă puțin. Și o să fac într-o tavă, după ce le umplu, rad, și o să uimiți musafiri. E mâncare pentru musafiri, știi? Până să se facă nu știu ce, le dai cu o chestie de asta. Eu am mâncat prima dată acest dovlecel. N-am inventat eu chestia asta. La turci. Nu la turci, îmi pare rău, la români. Era până anii 70, Romul Munteanu era director iturii, profesor universitar, specialist în literatura franceză și gurmand. Zice, știi ce vom mânca? Vom mânca dovlecei, un plus cu brânză, și se punea parmigianul deasupra, se băga la cuptor. Ăsta era antreul. După aia, mi-am inteles că felul 2 se găsea tot timpul. Să știți că au fost restaurante, pe vremea comunismului, câteva restaurante au fost geniale. Să mânca stufat de miel. Dar făcut ca lumea, să știi. Era, mai trăiau încă bucătarii de pe vremea capitalismului. Erau bătrânii bucătari, în fine. Cred că e Gogu. Poate vine și ne spune. Și ne cântă Gogu. Ia explicații, domnule Ilescu. De ce la noi nu există o cultură a ied? De ce nu se... De ce nu se mănâncă ied? De ce nu mă duc în magazin de să pot să cumpăr și ied? Carne de ied? Păi să mănânc... Mie-mi place iedul, capra, de exemplu. De ce? Să spun de ce? Acest lucru mi-a povestit domn din Spania, așa, care a fost președintele crescătorilor de capre din spaniol. El Capra. El Caprario Jefe. Îl spun acum, dacă... El Jefe del Caprario. El m-a căutat acum vreo 15 ani când scoteam eu revista Plai cu Boi. Lui s-a părut că asta... n-a înțeles el prea bine ce, dar i-a plăcut cum arată, nu știa încă prea bine românesc și știa ceva. Și m-a căutat la redacție. Și mi-a zis, bună ziua, domnul Dinescu, știți, eu sunt, am fost președintele crescătorilor de capre din Spania, așa, dar am avut o dramă în familie, nu știu ce, și mi-a și spus, a avut un accident la șira spinării și a paralizat și în timp cât era la spital, nevasta ticăloasă l-a lăsat, nu știu. Și atunci el și-a vândut toate caprele, nu știu, și a venit pe România. El a lăsat cu multe capre, nevastă. Da. Stai mă, nu, vorbesc foarte serios, nu că nu-i de râs. E de râs. Și mă, domnule, și cum, mă, ce? Și domnule, fii atent, noi făgeam brânză de capră, nu știu, dar nu se mânca în Spania carnea de capră și de ied. Și ce, eu atunci am venit cu un grup de vreo 120 de crescători de capre dintr-o regiune,
Ne-am dus în capitala noastră, da? La Madrid. Sau nu Madridul, capitala Spaniei. Madrid. Tot că știți. Și ne duceam la marile restaurante, care aveau, eu știu, 300 de locuri sau nu știu. Noi eram 100 de aici. Ne așezam la masă, venea chelnerul și ăia fericit, mamă, 100 de aici. Bună ziua, mamă. Zice, dom'le, am vrea o tărie la început și niște vin alb și vrem niște friptură de capră sau de ianuș. Și ea spune, că nu prea avem. Nu prea avem de ier de capră. Ce, nu aveți friptură de capră? Zice, nu. Băieți, hai să mergem. Hai să mergem. Și dom'le, am fost în 80 de restaurante. Ce am fost așa... într-o săptămână. Și mergeți acum în Spania să, și comandați friptură la toate restaurantele. La toate restaurantele. De ce se mănâncă friptura de capră? Că, de exemplu, se găsea oaie, nu știu, capra și iedul, în special, e într-un... mielul este indigest, mielul e foarte bun. Și chiar dacă e indigest, eu mănânc și miel și ied. Dar iedul nu este indigest. Capra are ceva de sălbăticiune în ea. Oaia, fiind mai prostuță așa, a fost îmblânzită mai devreme. Că ai văzut, oaia merge cu capul jos, nu se uită în jur, nu știu ce. Dacă berbecul ajunge la o prăpastie și se aruncă prăpastie, nu știu dacă știți. Da, se aruncă. Se duc după el. Toată turma se aruncă ca proasa în prăpastie. Așa se întâmplă și cu oamenii. Capra nu e sinucigașe. Capra e mai deșteaptă. Da. Eu când trec cu mașina, de-aia am și devenit la un moment dat că crescător de capra aici, m-am luat după Ciucurel acum vreo 10 ani. Capra, dacă treci pe drum și paște, când treci cu mașina, se uită spre tine. Uită, se vadă, da. Mă iei sau nu mă iei? Oaia nu se uită. Nu mă, oaia nu se uită. Uitați-vă. Da. Să zic ceva mai este. Eu de când am văzut filmul de groază Capra cu Trăiesc cu Maia Morgenstern, nu mai mănânc carne de capră. Aură, de ce? Te-ai gândit la să Maia care e carnea mai tare acum? N-am zis nimic, am zis doar că mi-e milă. Deci nu să... mi-e milă de capră, nu poți să mă... milă? Măi, eu când aud ăștia care când mănâncă le e milă de... Cum face Eduță? Dar nu le e milă de acest dovlecel. Acest dovlecel este un copil de dovleac. Dar nu cântă, nu vorbește. Caticălosul, ăla care îl vinde, îl rupe în floarea vârstei. Da. Și eu vin și îl bag în flăcă și îl mor așa. Nu becă. Asta la fel, asta mai creștea tot în adolescență, este o vânătă adolescentă. Deci toate astea... Ia uite ce este ouă ăsta. Aaa, viața! Tocmai, totul este... De ce mă minți, de ce mă minți? Dar și aerul, dacă îl respiri, omori acolo, sunt niște ființe nevăzute care... Și tu îi bagi în plămâni, îi omori acolo cu respirația. Să mâncăm iarbă, maestre. Să mâncăm și iarba, măcriș. De ce? Nu. Mă măcriș, de ce? Pentru nu ți-e milă de el. Nu plânge când îl bag în gură. Păi nu plânge, nu, bă. Nu n-auzi toare, un plânse nevăzut, orice... Uite, rup lămâia aia și nu ți-e milă de ea, știi? Nu. Trebuie să fie milă de tot. Bun. Și poți să refuzi chestia asta și devii un sfânt, te usuci și asta te pune la muzeu Antipa. Te usuci și cazi. Hai, cântați ceva ca să ne referim după această chestie. Până pregătesc eu. Gata, hai să-i dăm drumul la petrecere. Lana mea, lana mea, hai. Foaie verde, lin pe lin, Ionelule, ofofo, ofofo, hai. Ami povnic la mizil, Ionelule, ipofofo, a venit Ana, retrim, leana mea, și-ar venit Ana, retrim, leana mea, leana mea, leana mea. Păi vino neică și pe jos, Ionelule, ofofo, ofofo. Vino neică și pe jos, Ionelule, ofofo, că ești tânăr și frumos, leana mea, că ești tânăr și frumos, leana mea, opa, hai că leana mea. Păi a dracului noaptea mică, Ionelule, ofofo, ofofo. A dracului noaptea mică, Ionelule, ofofo. Ziua pe șosea m-apucă, leana mea, venind de la ipovnică. All right. Ofofo, ofofo, yes, 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 yes. De unde se înțelege că el era meletar.
pe la Neveselu. Păi ridică de-anță o perdea, Ionelule. I don't want to. I don't want to. I don't want to. Ridică fet-o perdea, Ionelule. Ofofo, lasă-vă să-mi iau mantaua. Lasă-vă să-mi iau mantaua. Ridică dansă piciorul, ofofo. Ca să-ți văd televizorul, ofofo. Ridică-le pe amândouă, ca să-ți pun o lampă nouă. Ofofo, I don't want to. I don't want to. A dragului noaptea mică, Ionelule. Johnny, Johnny, măi băiatule. Johnny, Johnny. Păi ziua pe șosea mă apucă, Ionelule. Ofofo, veni de la ei, domnică, leana mea. Veni de la ei, domnică. Socrii din Oltenia, unde ți-am adus cadou murături. Ah, da, da, da. Ți-am adus niște murături ardei. Domnule, ai putea să intri în partidul lui Dragnea, că ăștia umblă la chestii de-astea. Intri, v-ați partid pe bază de murături. De lui Dragnea. Da, da. Nu am partidul. Dacă știi să faci ciulama, te bagă. Cine ardei făcuți de socrul meu, socrii mei te iubesc, să știi. Da? Ardei iuți făcuți la noi în curte, de către socrii și de către soția. Bravo, mea. Arată frumos. Și vinul e făcut la noi în curte. De unde sunt socrii tăi? Drăgănești Olt. Aha. Din Drăgănești Olt? Băi, ăștia ar trebui făcut membrii de partid. Ce ai, băi? De Dragnea, dinainte să-i cunoască. Din star, da. De onoare. Dragoste oltenească. De la noi de aici, în Oltenie. Și o fo 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 Lelițo, fată mare. Mai sunt fete mari, maestre? Da, 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 da. Păi Dumnezeu să te ferească de dragostea oltenească, că te ține până la primăvară și te face galben ca turta de ceară. Dragostea de fată mare, ca fasolea din căldare. Dar bă, dacă nu-i pui un drop de sare, n-ai nicio gustare, măi. Dragostea de flăcăiaș, ca franzela de oraș, să o ții la subțoară, cam asutra numărul 54. Te dai cât o felioară, măi. Păi da! Și o fă-fă-fă! Netflix partea a doua. Și asta ne trec micălare. Pe la poarta de te văzui la lumânare și erai dezvelită tare, măi. Ia ți s-a desfăcut Dumnezeu tău să-ți prângă. Dacă-ți vedeam sânul tot, mă găseai la cetate mort, măi. Mă găseai la cetate mort, pe mine cu cal, cu tot, tot. Pe mine m-ai omorât tu, dracu' carul, ce-ai avut, măi. Și o fă fă fă, Lelițo, fă-n mare. Bravo, mișto. Bine, să meargă bine cuțitul. Da. Să meargă bine cuțitul. Dom'le, aceste cântece străvechi, că și ăsta e străvechi, știi? Adaptare după un cântec străvechi. Tu l-ai adaptat puțin, puțină ironie, dar el oricum avea... Ironie, da. Avea un dramatism incredibil, știi? Fiindcă ăștia erau niște poeți anonimi care făceau niște comparații că, n-am îndrăznit nici Coșbuc, Eminescu era dincolo de bine și de rău, că era genial. Dar Coșbuc era băiat la seară, n-am îndrăznit să spună
că dragostea de fată mare e ca fasolea din căldar. Da. E foarte frumoasă. Că, într-adevăr, că dacă fără bulion. Dacă nu, dacă pui bulion ca Dragnea, s-a dus dracu și fata și fasolea. Cu divorț. Ca dovadă ce s-a și întâmplat. N-a înțeles nimic în lecțiile trecutului. A pus bulionul de la început. Noi ar trebui să nu mai fim considerați estici, ci vestici, da? Îți face și o combinație între est și vest. Da, da, da. Cum e asta, da, da. Fii atent. Yeah. In the garden of Ion, everybody păsări dorm, everybody păsări dorm. Only una n-are somn și fly, fly din pom în pom. Google, Google pe Ion. Știi, Ion, inteligența artificială. Ion, Ion, everybody doarme, numai eu nu pot să dorm. Ion, Ion, everybody doarme, numai eu nu pot să... Strofa a doua. Everybody calls me Lotru, 'cause I'm stealing lamb from Codru, 'cause I'm stealing lamb from Codru. Păci ori lemne n-am furat, only scândură de brad, ca să-i fac lui mândra hozo. Hei! Mamă, dar asta să știi, în curăță puțin că ai făcut... Da, 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 am făcut spune de la Dunărea asta, de la Dunărea, da. Ăla-i foarte frumos cu, dacă știți... Care? Asta cu că am furat un lemn din Codru, îl știi? Păi toată lumea îmi spune Lotru, toată lumea îmi spune Lotru, că am furat un lemn din Codru, băi. Păi de aici am luat, de aici am furat. Am furat un lemn din Codru. Bă, vă dați seama? Ce s-ar întâmpla? Că nu mai e posibil acum, pe vremea lui Ioane, să spui, să fură păduri din Codru, nu lemn. Păi și lemn din Codru n-am furat. Lemn din Codru n-am furat. Nu mă scândure de bradă, mă, să-i fac glumă. Mândruța pa. Ozosep. Dar nu, bă, să știi, păi nu ăla săracul care era marele, era bănuit că a furat cele mai multe păduri. Păduri, da. Vereșoi săracul, fie țărâna ușoară, că avea boală pe ei chiar în secui, știi? Păi Vereștiu era un biet copil, mă, față de ce-a furat ăsta prietenul lui Iohannis. A, bine. Vereștiu a ciordit și el pe acolo, de pe la marginea pădurii. Fertic! Ăștia au ciordit toată pădurea și au lăsat nu pe aia pe margine. S-a impresia că e pădure întreagă. În fine. Oh, da, doamne. Hai. Hai, cântă ceva austriac. Cu lemne. Băgați ceva austriac. Cu lemne. Ceva austriac cu lemne. Cu lemne. Nu, stai că știam și eu una de asta tradusă, fie cum ar suna în engleză chestia asta. Ia. Damn, you love, you mug me every day. Every night you're joking with my dreams. Let me be, I beg you, go away. Stop cutting through my dreams just like a knife. Nor did I expect you to become and put my soul on fire without reason. Now I can eat and I can sleep. How can I know such a night? You settle down inside my heart. You bring me pain right from the start. I pray in vain to stars above. Stay away from me and damn you, love. Sunea actorii pe optămași. Da, ce mare. Nu că asta îmi place mie, în ideea asta, că limba noastră e să treasure și exact cum sună... In the garden of Ion, știi? Da, cioc, cioc, cioc la poarta raiului. Knock, 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 eu ne vreau că sună foarte adventistă ziua șaptea, nu că așa avea ceva împotrivă, dar o grămadă din piesele astea, hiturile astea mari ale lumii, traduse în românește, devin... știi, de exemplu. La început de frică, jur că am fost șocat. Fără de tine să trăiesc, nu mi-am imaginat. Dar nu-ți la rând la cât de mult și cât de tare mi-ai greșit, eu m-am gândit și până la urmă m-am trezit. Dar te-ai înătos, pe unde ai fost? Și te-am găsit plângând în casă, degeaba nu-ți mai cade prost. Aș fi schimbat încuietoarea fără să-mi pese când drăznești. Te-aș fi știut pentru o clipă că ai să te întorci să mă rănești. Hai, hai, dispari! Hai! Hai, nu mai sta, cât mai departe. Nu te mai vreau în viața mea. Poate ai uitat de câte ori m-ai părăsit. Credeai probabil că fără tine am murit. Ei bine, doar
încă trăiesc. Cât îi mă bucur de iubire, eu am să supraviețuiesc. Am toată viața de trăit și dragoste de dăruit. Și am să trăiesc, am să trăiesc. Hai, și cu peștii! Da, 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 da. Ia că s-au și bulgarii, ia uzi. Na, 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 na. Neama ta, ciușca, naguleamă, da. Haide, brati, mă, să vrească. Sunt prieten cu ei. Haide, te vedi, ta secția, la peli, te uită ca o corpă, pârmă, tăceas, la mace, e din la nu la ziu. Da, 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 da. Așa. Până dimineață. Mișto. Mamă, dar a început să miroasă foarte bine. Da, 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 da. Ia să ne mai uităm. Păi mă, vână ta coaptă. Să ne dăm și bucătar puțin. Mai cântăm și mai încolo, ia. Normal. Ia să vedem aici, că miroase foarte bine. Păi întâi v-am spus, prăjim vinetele și dovlecei pe o parte și pe alta. Să vedeți ce mișto. Pormă le umplu imediat. Da, da, mai sunt astea trei. Mamă, da, ce și cu puține roșii și pe unele, fiate, pe unele cam așa un ambâț să fac și niște chestii pe care nu le-am mai făcut. Aici ați gustat din da, bine, chestia asta de măcriș amestecat cu cu urzici, da? Și cu și cu niște vin, zic și eu. Și cu niște vin. Bă, o să râzi părerea cu ceapă, să pune ceapă la prăjit. Nu a luat Dragnea după ce a început ceapa. Pe urmă se aruncă astea. Nu, se, nu mai urzi ca să fierbe înainte, dar restul măcrișul și cu ștevia să pun direct în chestia aia. E, și o să fac, o să rădui brânză pe ești cașcaval, și dar unele le fac, le fac cu carne, unele le fac cu brânză de asta de vaci și cu puține brânză sărată. Dar să și ciocănim puțin. Să și ciocănim, ai pus și mine, da? Da, sigur. Ca să meargă bine mâncare. Doamne ajută la mulți ani. Doamne, v-am revia noi trio Grigoriu. Păi da. E mare lucru. Nu că în perioadele astea de război, de nu știu ce, se cântă numai cântă ce triste. Da, asta e dureros. Hai să revenim la normalitate. La veselie. Nu, eu am obsesia asta că din cauza... Muscat Otonel. Din cauza vocii lui Maria Tănase. Și muscat și Otonel. Din cauza? Din cauza că Maria Tănase a avut o voce extraordinară și dar din cauza că Neanicu și Culeana erau foarte iubeau romanțele, poporul român a căpătat o valență, să vezi, că și în sfera muzicală. Toată lumea e jale fără mângâiere, înțelegi ce spune? Da, aoleu, nu dar la ce cum mângâiere. E dragul meu? O să bine, da, da, mă, da. Vai, Maria, ei sunt celebri Maria, pe chestia asta. Păi plâng, dar și dau nana la fund. Că, dar la noi, păi poporul român, păi... marea majoritate a muzicii, în afară de chestia asta cu Doina. De unde a apărut treaba asta cu Doina, lume? Și atâta Doina? Că nu mai zic că Doina era mama. Nu, Doina, așa o chema. Păi dar zici ceva de mama. Te duci la brazilieni și orice piesă tristă vine să dansezi pe ea. Da. Nu știu, adică chestiunea asta de... Și pentru că a venit cu vocea ei minunată... Nu, Dumnezeu Doina e o chestie... Cine iubește și Doina e mama. Doina, așa o cheamă. Doina, să Doina. Nu, problema e, știi care e? Că inclusiv Maria Tănase, care are multe cântece tragice, da, genială, da, ea în timpul războiului a cântat un cântec și erau acolo nemții, că noi am fost... Toți băieții, de pe vremea aia. Înainte de Iohannis am avut alții... băieți din Germania, iar nu da, chiar din Germania. În fine. Și ce crezi că cânta Maria Tănase? Cânta un cântec care se chema Ține țațo cu zvel. Joacă tanțo cu zvel. Da. Joacă. Și era, de fapt, o aluzie că noi suntem cu cu englezii. Da, cu Roosevelt. Eu nu mai țin că sunt ca polițistul la examenul de, de bacalaureat, da, știi? Că sunt cele doi polițiști. Zice, măi, ți-amintești, bă, ce frumos era când eram la școală? Ne-amintea, nu mai vrei să-ți recuperezi bucătarul. Învățam matematica pe muzică. Și foarte mișto era. Zice, da, parcă mi-am amintesc primele versuri. Unor 1, 1, unor 2, 2, unor 3, 3. Zice, mă, melodia o țin minte, dar am uitat textul. Am uitat textul, dacă... Cam așa, eu am uitat melodia. Și era, ține, ține, țațo,
Românii pricepeau, dar nemții nu înțelegeau. Ce înseamnă asta? Păi să ții... e sexy. Așa, dar de asta am venit. Așa. Zici, da. Măi, dar vă știți că sud-americanii, că și mie îmi plac sud-americanii, că sunt foarte vesti, și mexicani și cubani. Da, normal. Păi care e conceptul de bază al muzicilor? A? Trabajo nou, samba si. Trabajo nou, samba si. Adică, dar nu știi cum a apărut acest cântec? Ba da, știu, dar spune-i tu. Deci Fidel Castro a văzut că nu prea muncesc ăștia la tăia stufa, așa, și a convocat o mare adunare populară. Era foarte iubit, așa, până când a murit. Da, și e singurul comunist care a rezistat până așa. Lucrul ăsta a ieșit. Și la un moment dat a vrut să impulsioneze munca, așa, acolo era cald, era răsfit și să munce, era soare, plăcut, mare, avea pește de ajuns, în fine. Și la un moment dat, Fidel, nu știu ce, no rumba, si trabajo! Și unul a început din public. No rumba, si trabajo, no rumba, si trabajo. Asta e, deci... Dar Cuba, ce mai face Cuba, domnule? Bate Cuba. Bă, și ce simpatici. De la Ucraina asta nu mai știm nimic de Cuba, domnule. Dar Cuba era Ucraina de pe vremuri, pentru că în clipa în care rușii au băgat rachetele alea în coasta Statelor Unite, știi ce s-a întâmplat, nu? Mm. Președintele ăla care a fost omorât la puțin timp după aia, cel mai simpatic președinte al Americii, da? Știți cum se cheamă? Da. Cum îl chema, mă? Stai că nu mi-aduc. Da, Brejnev sau cum îl chema? Așa. Nu era Brejnev. A spus că al Statelor Unite, mă. Al Statelor Unite. Kennedy ne-a spus. Kennedy dacă pe o săptămână nu vă retrageți rachetele astea din coasta Statelor Unite, voi declanșa al treilea război mondial. Și cine a rezolvat situația? Un mare diplomat american. Și atunci Harry, care trăiește și acum, cum îl cheamă? Kissinger. Exact. Au intrat la discuții cu rușii și au zis, domnule, bine, o retragem, retrageți și voi din Turcia, nu știu ce. Deci, prin diplomație s-a terminat chestia asta. Da. Așa se putea termina războiul din Ucraina. Absolut. Dacă în lume ar fi existat diplomația, adică oameni interviuți, cum au existat pe... Adică n-ar fi avut loc acest război nenorocit, Ucraina n-ar fi făcută praf, n-am mai fi avut un erou ca Zelenski, n-am mai... Erau... Se înțelegeau la... Adică cea mai importantă armă este negocierea, este diplomația. Absolut. Deci datorită faptului că au conversat între ei, s-au retras rușii de acolo. Păi... Chestia e asemănătoare, că rușii nu vor accepta niciodată rachete americane în coasta lor, cum nu au acceptat nici... E simplă chestie. Eu asta nu înțeleg de ce polițienii nu... Lasă-mă, eu i-aș fi băgat pe rușii în NATO. Da. Îi anihilam așa, pentru că nu mai este vorba de un pericol comunist, că da, așa ei aveau nevoie americani, aveau nevoie. E un dușman. Și așa, băi, comunismul e un pericol, nu știu. Rușii sunt capitaliști mai tari în Rusia, mai siniștri decât în Statele Unite, unde a început o mișcare de stânga, înțelegi, neomarxismul în Statele Unite. Maestre, a murit ceapa. Te rog, a murit încă nu. Păi, e neagră. Bă, tu ce scumpă e? E neagră, maestre. Bă, ceapa e mai scumpă decât portocala. Cea mai scumpă ceapă. Un kilogram ceapă. De ceapă e cât 3 kilograme de portocale. Și că și la Londra e mai scumpă. Te rog foarte. Ceapa. Dar nu un pic e cam neagră de asta, zic. Nu e neagră, nu. E caramelizată? De la roșie? Păi nu e neagră. Se caramelizează de la zahărul din roșie? Din roșie, da. Aha, ce tare. Am văzut că ai pus un pic de zahăr de asta. Nu, încă nu. Când pui roșie mai dulce așa și să iei roșiile alea mai moi, să nu iei de alea tari, chiar. Alea să pun verzi în aia. Se caramelizează. Până vin ele de la nu știu câte mii de kilometri, să se coc, știi? Astea am găsit niște roșii mai moi, mai bune. Să mai cântăm ceva, maestru. Ia, mai trageți voi. Mai cântăm ceva. Oh, Doamne. Hai, că n-am mai văzut prea multă vidă. Că punem și niște carne aici tocată. Să umplu și cu carne tocată una dintre... Cântă ceva de carne tocată. De carne tocată? De carne tocată ai? De care tocată, de la nenunată. Parolo duduie chic,
ce trăia și lucra în crucea de piatră, era dintre toate cea mai talentată. Și acolo era un soi de carne tocată la crucea de piatră. Dar bombată la forme, o dulceață de fată de tăia, și cu cald și cu frigă, de la Cireașa-i păcătoasă de botic. Parol, parol. Oamenii cu minție se strângeau de cu seară la ușă s-o vadă ca măcar o dată pe noapte s-o vadă. Veneau domni și golani, veneau prințe, doctori și avocați, general de armată. I-a făcut duduia la minți și așa a ajuns duduia carne tocată. Iar plecau de la ea fericiți, fiindcă lor le plăcea că în timp ce iubea cu ochi dulci-i mințea și spunea: Parol, te iubesc doar pe tine, Ioane. Parol, ce bărbat puternic ești, Jeane. Parol, ești un înger din ceruri, Costică. Parol, ești un demon mitic, ah. Parol, of, că morag și of, și vai și ah, și stai mă faci, ah, să zboră. Dacă mă atingi pe loc, mă prind, Parol. Dacă te mii, Parol, uite că s-a întâmplat ca într-o seară de vară să se îndrăgostească de un singur bărbat care s-o părăsească, fiindcă a prins-o că l-a înșelat. L-a mințit că-i modistă ca să o ia de nevastă, că nu are experiență la pat și că are trecutul curat. Parol de atunci s-a cumințit și clienții găsesc ușa închisă la casă, umblă numai în negru. Evlavioasă s-a dus și s-a călugărit. Dar degeaba, Parol este mult prea frumoasă, trei călugărea nebunită. Cu Cireașa-i păcătoasă de botic, că și lor le plăcea că în timp ce iubea cu ochi dulci mințea și spunea: Parol, te iubesc doar pe tine, Ioane. Parol, ce bărbat puternic, Jeane. Parol, ești un înger din ceruri, Costică. Parol, vai, ești un demon mitică. Parol, ah, că morov și of, și vai, și ah, și stai, mă faci să zbor. Dacă mă atingi pe loc, mă prind, Parol, dacă te min. Hăp! Noi cântăm, maestre? Da. Uite, combinație între Putin și Macron. Macron. Așa e. Avem președintele Chinei, zice, președintele Macron nu s-a întâlnit cu președintele Chinei, care avea treabă să întâlnise cu Macron. Macron de la pește, da. Macron cu Macron. De guitare un feu, guitare un violon. Ah, oui. Chante ma jeunesse. De guitare un feu, guitare un violon. Chante ma tristesse. Hop!
zeșorați, zici monogăraz. Era zeșorați, zici monogăraz. Pam 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 pam. Fai cu mâna locul. Nu, eu zic că trebuie să fugim din țară. Domnul Dragnea, Așa că vine el. Vine el, dar nu-i vine el. De ce să ne deranjăm? Trebuie să ne deranjăm noi. Ne batem în lemn. Ia, maestru, cântăm ceva de la Vâsovski, că și eu cânt Vâsovski. Da. De ce plâng chitare? Nu, nu-i de la Pusovski. Если у вас нету дома, да-да, пожары ему не страшны, куда не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Оркестра гремит и басами, ра-па-па-па-па, трубач выдывает мне. Оркестра! Думайте сами, решайте сам, иметь или не иметь, иметь или не иметь. Адика! Пой так, ну ай, авере, ну ай, нимик де фурат, неваста ну сфуче ку альтул, пой так, ну есть. Dacă nu ești, dacă nu ești însurat, să nu fii însurat. Păi dacă nu ai o casă, ia uite la mine, păi nimeni n-o să-i dea foc și nimeni nu te trădează, bagă la cap. Dacă nu ai, dacă nu ai, dacă n-ai prieten deloc, ai prieten deloc. Orchestra cântă nebună, orchestra, viața e frumoasă, dar vai, dai judecă bine, răspunsul e la tine, să ai sau să nu ai. E, cum e? Să ai sau să nu ai. Ha! Bravo! Băi, ia soldat, e o piesă mișto de ia soldat, ia soldat, ia soldat. Așa e, eu știu. Ia soldat, mi-e la doșinire, eu n-ar faine. Ia soldat, mama zale ce mai era. Ia soldat, soldat za priti bogom strane. Ia giroi, scaji tânica covara ma. Asta nu cred că ar vrea să o audă Putin, pentru că e un cântec rusesc al unei trupe, Pietnița, care cântă. Deci ia soldat, mi-e la doșinire. Așa înseamnă Pietnița? Și ce înseamnă? Vine. Cântecele astea au și ceva trage. Uite ce zice, zice. Ia soldat, ne dam loșinire, biodnat, vainei. Și habar n-am în ce război mă stimați. Ia soldat, mama zale ce mai era. Mama păi plânge după mine. Păi lumea nu e nuanțat așa. Ia soldat, soldat zăbuit în bogom stranei. Sunt soldat și lupt în țări străine. Scajite mica copa. Spuneți-mi, al cui e războiul ăsta? Rușii erau în Afganistan. Ce război e ăsta? În Afganistan. A fost o întâlnire, cum să spun eu, ca o întâlnire într-un cămin studențesc. Adică ne-am întâlnit, eu și Ovidiu, eu cu Ovidiu, noi suntem, să spunem, în anul 1 de facultate și ne-am întâlnit cu seniorul anul 4 de facultate, cu maestrul Mircea Dinescu. Deci a fost o întâlnire, cum să spun eu, normală, ca o întâlnire într-o familie cu rude îndepărtate. M-am simțit extraordinar de bine. Apropo de război, că tot vorbeam de război, am scris o piesă care se numește Soldat. Și o să-ți placă mult poezia din spatele, tot eu am scris-o. Pur puțin usturoi peste această capodoperă gastronomică. Uitați-o, fii atent ce mișto arată. Copun după aia la cuptor, după ce rad și niște brânză și niște parmizan, dar pun și niște usturoi tocat așa pe... Adică... De... pe strecură, pe asta, pe... Iubito, da? Scriu un gând scrisoare, nimic nu mă mai doare, tu ești al meu soare. Eu nu mai văd, mă orbește fumul, mă cuprinde scrumul, mă orbește fumul. E tot războinic, e dramatic asta. Soldat, hai acasă! Soldat, ai o casă! Soldat, ai copii și nevasta care te așteaptă să te întorci.
ridică-te, ai știu că poți. Superbă. Sergentul strigă, dar nu știu ce vrea. Camarazii mor în fața mea. Zboară gloanțe rândul nici de foc. Doamne, am noroc, văd întinsă mâna ta. Soldat, ai acasă. Genial! Așa cum cânta John Baez împotriva războiului din Vietnam, știi? Da. Uite, asta e societatea civilă care a murit și care n-a ieșit în stradă acum. Să fie societatea civilă e pacifistă. Da. Nu trebuie să da. Țină cu, nici cu stânga, nici cu dreapta. Dar știi că am primit foarte multe semnale. Și eu sper că generalii aia... De ce ești pacifist? Da. Cum ar veni, e spion. Da. Incredibil. Da. Băi, e o lume de... Absolut, nu vreau să vorbesc, știi? Deci, e jenant, știi, la ce s-a ajuns. Dacă știi? Ești pacifist, nu e bine că ești pacifist. Da. Dacă ești război... Nu, dacă ești război, ești pe linie, ești cum ar trebui. Da, ba, da, deci, ba, da. Oricum ar fi, oricum se găsește cineva care, pe care, sau mă rog, care este... Să zică că nu gândești bine. Textele mele, într-adevăr, nu fac parte din zona mainstream-ului și nu cred că sunt ocolit doar pentru că scriu altfel sau pentru că am un mesaj social, pentru că mesajul meu este satiric social. Problema este că mesajul meu este din ce în ce mai... se adresează unui target de nișă. Știi? Și încă de la început, Trească Berea, ea a devenit, eu nu mă așteptam să devină foarte populară piesa asta și cu toate astea este una, e prima sau a doua piesă, prima piesă cu care am devenit cunoscut a fost un Medușă Meduză în 1998 la altă trupă, dar la Spitalul de Urgență, Trească Berea a fost un și este un hit de ăsta care doboară orice timp, știi? Orice val. Dar chiar și Trească Berea, dacă asculți cu atenție textul, este un text de nișă. Nu este un text de eu beu până îmi pierd mințile și nu știu ce, nu. Că toată lumea, da mă, bine, Trească Berea, da, ok, bine, tu ești ăla cu berea. Da, tu ai ascultat textul cu un doctor în istorie, zace fără glorie ca un cercetător. Da, tu ești cu Trească Berea. Da, textul ăsta face parte din piesă. Deci, bref, una peste alta, nu m-am așteptat să devin atât de cunoscut. Îmi doream, și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, ca mesajul meu să aibă o expunere în public. Și în felul ăsta eu să-mi selectez publicul, știi? Prin expunere. Am avut mega noroc că am izbit un public foarte larg. Din păcate, nu am avut acel public de nișe pe care mi l-am dorit la început. Știi? Prin practica asta a satirei social-politice. Eu fiind pasiunea de satira social-politică printre altele. Deci, dacă atunci n-a fost înțeles pe deplin mesajul meu, dar mi-te acum. Deci nu că sunt ocolit. Piesele mele sunt pe net, slavă Domnului, avem internet, dar, ca observație generală, după cum bănuiesc că observi și tu și cei care se uită acum la noi, radioul selectează piesele cele mai lipsite de mesaj social-politic. Adică n-au nevoie. Nu e vorba de mine sau de altcineva ca mine, că suntem câțiva pe piață, ci pur și simplu este politica lor. Muzica trebuie să fie extrem de facilă, trebuie să fie croită după o anumită rețetă, să fie adresată iubirii în mare parte și în zona variațiilor iubirii, adică opusul ura, deznădejdea, energia negativă degajată de despărțire care nu e legată tot de iubire și așa mai departe.
omul care ascultă muzică, de obicei ascultă muzică în mașină, da? Cum și noi ascultăm muzică în mașină? Nu am timp eu când stau la, în intersecție să mă gândesc oare ce a vrut să zică poetul. Știi? Că poate fac un accident, poate mi-aduc aminte de tot felul de nenorociri, poate mi-aduc aminte de datorii, poate, știi? Și trag în primul stâlp. Nu, eu trebuie să aud ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta și să conduc așa frumos, ca într-un film de la utopic, distopic. Da? Deci nu că sunt ocolit, că nu sunt ocolit. Suntem ocoliți. Asta e mai grav. Deci artiștii care au ceva de spus în această țară, din punct de vedere civic, social, politic, sub o formă satirică sau sub o formă directă, nu intră în atenția politicilor. Pur și simplu. Eu știu ce aș face. Da. Nu vreți să ascultă. Deci eu aș jur, nu știu, poate că sunt mai dictator în cap. Deci eu aș interzice accesul la platformele, platformele de media, de social trebuie media? Să demonstrezi că ai făcut o școală, o facultate. Pentru că ce se întâmplă? Știm cu toții, mai este momentul în care scrii să dezvoltă un alt fel de conștiință de sine. De multe ori mult mai deșteaptă decât tu ești, sau de multe ori chiar mult mai proastă decât ești. Sunt foarte mulți care au o grămadă de curaj online. Zici că sunt Dumnezeu. Eu cred că asta e prima emisiune românească antirăzboinică. Jur. Așa ce este... Putem să luăm premiul Nobel pentru pace, adică, noi trei. Zici că sunt atot știutori și își dau toți cu părerea, dar când ies să iei la bani mărunți, fac păi același greșelile. Păi să spun de ce. Nu? Fii atent. Ce se întâmplă? Înainte de apariția acestor platforme de social media, noi înjuram în bucătărie, da, pe la colțuri, în parcuri. Ce se întâmplă? Deci, în momentul în care și căruțașii au acces la Facebook și își pot exprima un punct de vedere, ceea ce n-am nimic cu căruțașii. Deci e foarte bine că își exprimă un punct de vedere. Da. În secunda 2, toată lumea refulează pe aceste platforme. Absolut. Și practic tu te-ai descărcat. Și când te culci noaptea, ai impresia că deja tu ți-ai făcut datoria civică. Da? Ai zis, dom'le, sunt împotriva. Și am demonstrat cum, unde, pe Facebook, pe alea, pe alea, pe alea. Și mă culc liniștit și descărcat total și nu mai am niciun gând să ies a doua zi în stradă. Ca și cum trebuie să bifezi anumite acțiuni ca să fii acceptat, să bifezi niște chestii ca să fii acceptat, înțelegi? Dar până la urmă și războaiele astea se întâmplă tot pentru că ușor, ușor în timp relația interumană moare. Nu mai joacă nimeni leapșa pe bune în copilărie. Domnul Mircea, și ce spun, nu mai stă nimeni să mai tragă o fată de o codiță. Mâța de coadă. Mâța de coadă. Păi, nu mai joacă nimeni. Și din cauza asta, războiile se întâmplă pentru că oamenii nu se mai uită ochii în ochi. Așa. Nu se mai ating, nu mai stau la aceeași masă. Te uiți în ochii mei, mă vezi? Da, da. Eu te văd? E greu când te uiți în ochii cuiva să mai faci război după ce te uiți în ochii cuiva. Mă rog, nu trebuie să fii de-a dreptul idiot. Așa. Mai trebuie să-ți cânt o piesă din Basarabia. Am descoperit că muzica basarabeană are ceva influențe din zona Olteniei. Dar vreau să fac un studiu despre asta. Cred că basarabenii sunt mai olteni decât moldovenii noștri. Decât oltenii care sunt mai basarabeni decât... Foaie verde d-un arbust, foaie verde d-un arbust, treci un nou oraș pe sus. Da-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da. Verde, eu știu. De-o fi ploaie, o nisoare, de-o fi ploaie, o nisoare, ori la câini de pată mare. Ne-au plecat iubiți în armată. Da, exact. Ce tragedii sunt acum acolo, pe ambele părți. Să-ți fie mândr-o păcat, să-ți fie mândr-o păcat, mai iubit și mai lăsat, mai iubit ca pe un copil, mai lăsat ca pe un străin. Și mâncarea este gata. Băgăm la cuptor, băgăm la cuptor. Fii atent ce mișto arată. Mamă mie. Bun. Aproape să mă duc de... Asta. Deci, avem aici o carne de vițel, da? Brânză de vaci cu smântână, cu parmigiano și cu brânză sărată, băgăm la cuptor. Este o minune, da? Putem să mai punem puțină smântână deasupra,
Putem, dar de ce să mai punem? Că suntem e păcat, da. Da, e arată foarte bine așa și să-și pună fiecare smântână. Exact. Deasupra. Bravo. Păi da. Hai că merge mintea. Parcă... Normal că merge, că doamnă-s prost. Dragnea nu mi-ar fi, Dragnea nu mi-ar fi spus acest lucru. Are privire mai la ansamblu, că e la 2 metri și ăsta. E la penthouse. Vede mai bine ca noi la parter. Deci pun să fie o țâră de sos așa. Am pus ceapa aici. Da, o băgăm la cuptor și o mâncăm după. După ce placă băieții, așa că nu ne ajunge. Cam pentru trei înși am făcut. Aha, aha. Așa. De cine place Mircea Dinescu? Pentru că vede lumea așa cum o vede. Și de multe ori, mulți dintre cei care suntem sau nu suntem de acord cu el, o vedem la fel, reieșită din poeziile lui. Cine este cel adevărat? Mircea Dinescu, care stă și invită fel de fel de vedete de la noi și le gătește, sau poetul? Eu vin pentru poet, nu vin pentru mâncare. Și întotdeauna poetul mă satisface. Iar omul, cel puțin în raport cu mine, și mai mult. Bagă, cântați ca să meditați. Dedicație de la Macron pentru Putin. Da. Je ne peux détacher mes yeux de ton visage. Oh, mon Dieu. Et ne peux m'empêcher de penser à demain. Merci beaucoup. Il s'annonçait déjà comme un mauvais orage. Qu'il avait dit alors rire à l'eau de mon chagrin. Qu'est-ce que tu dis? Je l'ai encore déchiré, j'ai mal de comprendre. Oh, mais non. Et les mots que tu dis, veux-tu dire adieu? Parole, parole. Je regardais sans voir, j'écoutais sans entendre. Les chagrins me surprend des buts silencieux. Je rêve les passés quand les présents t'emportent. Il ne me reste plus que tes serres à la main. Je voudrais les garder, mais nos amours sont mortes. Mais allez, pourquoi? Pas pourquoi tu es déjà si loin? C'est fini, la comédie, fini, fini la comédie, fini, 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 fini la comédie. C'est fini, fini, fini la comédie, fini, fini, fini la comédie. C'est fini du bonheur qui donne tant de place et donne tant de joie dispersée à jamais, effaçant de ta vie mais jusqu'à la trace du moindre souvenir que l'amour nous a fait. Je ne sais comment faire et je ne sais que dire. Je vous paraîtrai faux une dernière fois. Les larmes qu'ont des yeux, je m'efforce à sourire. Un sourire forcé qui ne te trompe pas. Trop lâche pour mourir, plein qu'effrayé de vivre. Je compte sous l'oubli pour trouver le repos. Il faut m'habituer à des années à suivre. À des jours sans ta voix, à des nuits. Santa po, c'est fini. La comédie. Fini, fini, la comédie. Fini, 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 la comédie. La comédie. C'est fini, 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 la, fini, la comédie. Fini, 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 la comédie. C'est fini, 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 la comédie. Fini, fini, la comédie. C'est fini, la comédie. Fini, fini, la comédie. Fini, 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 la comédie. Bun, am făcut hați delicat, facem în continuare. Eu voiam ca el să-mi cânte cântecul fermierilor români. Pă bune, tragic. Da. Bine, la timpuri noi, timpuri și mai noi. Da. Da. Corect. Ia. Ferit de întemperii, greul de toamnă, este asigurat, nu plătește taxe. Perfect. Da, 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 da. Perfect. Da, 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 da. Oile placide sau aștelul la enat, privesc nutrețul cu multă poftă, din care se vor înfrupta iarna întreagă. Perfect. Oh,
Maira. Și acum toți fermierii români se cânte. Și... totul e minunat. Fermierii bulgari. Fermierii polonezi. Minunat. Ce-i oile placide. S-au așternut la enalt. Priveți nutrețul cu multă poftă. Vă dau 5 lei, vă dau 10 lei, vă dau 15 lei. Doar să faceți ceea ce ar trebui să faceți. Să stați în staul. Perfect. Stăm și noi, da. Uite, a venit și Cică. A venit și Cică, dar nu sare Cică ăsta. Lasă-l. Că am dat pe lângă, am să văd dacă sare. Da. A apărut hrana de primăvară. Da, da, primii gând de cei. Primii gând de cei, da. Boii popii, știi? Ca să-ți mai cânt. Naiba s-a gândit că când eram în copilărie, ne bucuram de toți gândăceia roșii, vă amintiți? Da. Când bătea soarele pe gară, așa, să strângeau. Da, dă seama că ăștia au devenit felul întâi la o mață europeană. Goarnic. Bine. Dar încă nu suntem fericiți. Încă da. Avem lămâie înăuntru, da, în casă, da, nu? Lămâi, da, cu lămâi. Portocala noastră românească. Cea de toate zilele. Exact. Mică, dar grălavă. Peștele la doi pași. Da. La trei pași, de fapt, trei pași și jumătate. Avem tot ce ne trebuie. Da. Încă nu suntem nevoiți să mâncăm grei. Să-ți mai cânt un pic din... Da, așa, să mai aduc un pic din Davai, piesa cu care am anticipat măcelul, știi? Bate vântul de la răsărit, cel de la pusa înăsprit. Suntem bătuți de ploi, ha! De ploi și de nevoi, ha! Sugem acadele americane, înghițim eurosarma și ne-am săturat să mâncăm rahat. Davai, în Stavrădu, dacă vrei să stai, Davai, s-a închis ușa la rai, Davai, pleacă ultimul tramvai, Davai, în Stavrădu, dacă vrei să stai, Davai, s-a închis ușa la rai. Auf Wiedersehen Nord Stream 2, adio, bye bye, Davai, 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 Davai. Hey! Chup, 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 chup. We are living in America. Un pic, da, din Davai. Davai. Pentru mine arta trebuie să conțină și ceva aspirațional și ceva luminos. Trebuie să-ți pună niște întrebări pozitive, că întrebări negative ne punem cu toții. Niciodată nu mi-a pus. Și dau un exemplu, dacă vrei, din literatura noastră, Eminescu. N-ai cum să nu-l iubești pe Eminescu, care spune despre mamă, că tot e emisiunea de Flori, și pe mamă o cheamă Florica, la mulți ani pe această cale, mamă. O mamă, dulce mamă, pe negura de vem, pe freamătul de frunze, la tine tu mă chem, deasupra criptei negre. Frumos, fiecare vers este atât de bine studiat, totul sună extraordinar ca o muzică celestă. Și vine Labi și spune, n-am mai trecut de mult prin sat, și îmi spune un om ce de pe acasă a venit, cum că am florit la noi mălinul și că ai albit, mămucă, ai albit. Alt om mi-a spus că ai stat la pat bolnavă, eu nu știu cum să cred. Atâtea vești când în scrisori eu văd precum matale din zi în zi, mereu întinerești. Îmi place poezia care se desprinde mai mult, orice poezie îmi place. Nu? Chiar și cea schematică, chiar și cea dadaistă, dacă vrei, chiar și cea forțată. Dar cea mai apropiată de simțirea mea, de inima mea, este poezia vieții, care întotdeauna se culege, trebuie să ai ochi să o vezi de jur împrejur. Nu neapărat poezia trecută prin filtrul cultural sau elitist, sau, ci poezia adevărată, care e în fiecare zi în jurul nostru și care se simte atât de bine în poezia populară. Găsești niște versuri în poezia populară pe care nu le găsesc la mari poeți, știi? Pentru că autenticitatea simțirii simple întotdeauna va fi câștigătoare. Cântece pacifiste, ia, va găsi tu. Cântece pacifiste? Să zicem, de exemplu. Apropo de situația de acum.
Toți prietenii îmi fug din țară, dar eu rămân că mi-e ușor să vreau să râd seara de seară și când am bani să mă însor. Poate că e grav, dar pe cuvânt la noi îmi place super mult, super, super, super mult. La noi îmi place super mult, frumos, la noi. Super, super, super mult. La noi se râde super mult, super, super, super mult. La noi se cântă super mult, super, super, super mult. Bem și petrecem super mult. Femei de vis frumoase tare, numai la noi poți să găsești priviri de foc pătrunzătoare. Când te sărută amețești, poate că-i grav, dar pe cuvânt la noi îmi place super mult, super, super, super mult. La noi îmi place super mult, super, super, super mult. La noi se râde super mult, super, super, super mult. La noi se cântă super mult, super, super, super mult. Bem și petrecem super mult. Asta știm, asta facem. Ce să mai... Știm. Am o surpriză aici. Prietenul meu, care a inventat cozonacul Boromir, face cozonac numai cu făină românească. Eu l-am cunoscut când, pe vremea când eram la realitatea lui Prigoană, acum 20 de ani. Domnul Boromir, Boromir, da, avea o mică moară, știi? Da. Și m-am apucat eu, prima investiție a mea la cetate a fost, domnule, să produc grâu. Și am luat în arendă vreo, nu știu cât, vreo 50 de hectare, așa, și m-am apucat eu să fac grâu. Wow. Îți dai seama că erau anii dramatici, primii ani de, cu capitalism românesc. Da. Uite, grâul nu e am greu. Am dat faliment, da, mi-am luat 5 tractoare, le-am trebuit să le vând. Dar primul grâu, cui crezi că l-am vândut? Nu, domnului acesta, uite, cuvântul. Da. Super, da. Am avut noroc cu el, știi, că rămâneam cu grâul. Încă era brambureala noastră, da, da, românească, da, 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 așa. E, el, între timp... S-a dezvoltat fantastic. Extraordinar. Fantastic. Și s-a dezvoltat. Este singurul cozonac pe care am curaj să mănânc eu personal. Da. Pentru că, ați văzut, eu mănânc pâine făcută aici de mine. Da, da, da. Cu cozonacul am pus bucătărețele mele, dar nu au reușit niciodată să fac un cozonac, cozonac atât de bun. Așa că du la copii. Mersi de suflet, Simon. Și tu, tot la copii. La copii și asta mi-aduce aminte. Am un bun prieten care în America a terminat pictura, culme. Și bineînțeles, dacă e greu cu noi actorii, cu interpreții, cu săracii pictori, e și mai greu. Da. A plecat în America, unde și-a deschis, are unul de cele mai mari saloane de tatuaje din Queens. Și mi-aduc aminte, el având așa o față foarte, culmea, foarte rusească, dură, de rachet. Și mergeam cu el în restaurante de-astea. Să speriau ea de el. Scumbe, da, sau ce-o fi cost. Și venea, bineînțeles, Kellnerul emoționat la masă, la el, la desert, și făcea, doriți, domnul dorește și ceva desert? Și asta făcea, da. Fie să speria, o să se uita în meniu și după ce se uita și cu zonac minut, aveți? Se întorcea și făcea, mă, făcea, aveți chec? Să-l întreb pe Alex Boromir dacă are chec. Toată lumea face cozonac, numai să mai face chec. Ăla de era mai moale în copilărie. Cu ou, cu gălbenuși de ou, nu? Cozonacul e mai zdravănă, checul era mai fines. Are un loc magic, Boromirul, la ieșirea din Râmnicu Vâlcea. Da, știu, păi da. Are și o cofetărie acolo. Da, ai fost? Păi când trec pe acolo, plăcinte, dar înghețate, le-au și le fac acasă. Dincolo, dincolo de prezența magică, la rândul ei, al lui Mircea Dinescu, locul în sine este fantastic. Dunărea, paurul pe care îl are aici, în cotul ăsta de Dunăre special, energiile astea care se întâlnesc, noi, bulgarii, sârbi, 5 km mai încolo, și nu numai apropierea de apă, întotdeauna pe mine, unul personal, mă pune, nu știu, îmi dă un kick bun, vorba lui Frank Sinatra. Și adăugat bonusul faptului că locul ăsta e sub pecetea artistică, poetică și, I don't know, nu știu cum să o spun, revoluționară, socială, filozofică, comică, pe care o conține Mircea Dinescu, e un lucru mai mult decât minunat. Mă simt întotdeauna fantastic când vin aici și mă bucur că pot să petrec o zi ca în cercul poeților de altă dată, nevăzuți, știi cum ar fi. Pentru că se apropie
Nu, o sărbătoare, o mare sărbătoare, Florile. Am aflat că pe mama lui o cheamă Florica și pe mama lui cum crede? Tot Florica. Și se spune Ica. Încep să... Nu, la mine nu se spune Ica. Pe mama mea o chema Aurica. Aurica? Da, e nume roman, de fapt, știi? Și hai să tot îmi spune mama tot timpul. Să cânti, ne trage din Văcărești și spune, pentru mama lui. Unde te duci să nu uiți de unde ai plecat? Iată, mamă, că nu... Tot timpul place să spun asta la cântările mele, că piesa asta ar merge în loc de imnul național. Și că, pe scurt, orice țară care se respectă are un imn național într-o tonalitate majoră, da? Da, noi avem un minor. Noi e minor, înțeleg? Păi suntem în minoritate. Imaginează-ți piesa asta, dar să ne lasă să o cântăm pe toată, cu vreo 7 tarafe, fuge și Brazilia acasă. Ia uite, împreună cu telespectatorii. De te-ar bate, neică bate, dragostile mele toate, dragostile mele toate, șarai man și șarai man. De te-ar bate, neică bate, dragostile mele toate, dragostile mele toate, șarai man și șarai man. Nu cred că ai putea trăi, nici pe altul ai iubi. Toată lumea. La mulți ani, Florico! La mulți ani, Florilor! La mulți ani, Florico! Florineilor! Căci iubire ca a mea nu găsești la nimenea, nu găsești la nimenea. Șarai man și șarai man, cine-i suflet mai cu dor pentru tine uișor. Amândoi, de fapt, sunt poeți pentru că el are și o carte. Tu n-ai o carte de versuri, nu? Am scris o piesă de teatru și scriu la o carte. Deci da. Amândoi descriem. Aici evolom se vede la paralel. La unul și la inele. La inele. La da, inele. Că nu sunt niște simți apucat ca o voce. Nu, au unii fibra aia artistică pe care îi face să aibă inteligența artistică. Noi ne tragem, eu cu Dan ne tragem din ceea ce se cheamă menestrel, din aia care nu sunt neapărat actori sau neapărat interpreți. În evul mediu erau Meister Zanger și Mini Zanger, care își cântau versurile. Adică mergea, nu contează eu ce steag ai pe castel. Eu am scos vrei să te emoționăm, să te bucuri? Eu îmi cânt și eu poeziile și unii scriitoare, băi, adine, scuie, băi, de capul lui, își cântă. Păi și matale faci parte tot între menestrel. Stai, băi, că așa au apărut poeții, își cântau versuri. Sindromul François Mion. Acum 400 de ani, da. Se cheamă. Suferind François Mion. Ei sunt literați, nu? E o lume, nu... Da, și elitism, da, și poezii dintr-astea scremute, și chestiuni dintr-astea. În fine, hai să iertăm. Să gândăm ceva vesel? Da, pentru Florica. Pentru mama soacră, pe care o iubesc foarte mult și care ți-a trimis murăturile. Tot Florica o cheamă? Da. Floarea, tot. Și pe maică ta și pe soacră ta. Dai Florica faptor comun și pui în paranteză Helciu și Niculescu. Deci de-aia te-ai însurat. Floarea. Atâta matematică mai știu. A tine Florica și la mine Floarea. La mulți ani. La mulți ani. Ai zis că socrul tău mă simpatizează. Amândoi, da. Și Florica, îți dai seama dacă ți-a trimis murături, ce te simpatizează. Murături, ardei iuți, vin făcut la noi în curte, la Drăgănești Olt. Mulțumesc. Drăgănești Liniuță Olt, te rog. Drăgănești Cratimă Olt. Cratimă, da. Născut între Carpați, dintr-o mamă și cinci tați, unul are butrere, deci un deputat. M-a trimis mama la școală, la copii să-mi frâști boală, îi gripă și pojar tropica. Mai încolo la liceu aveam bol de derbedeu, toate fetele mureau după mine. Iar acum la facultate mi-au dat 4 ani la carte și de supărare am început să beau. Puică!
vreau scandal după anunț că n-am uliță treaz sau nu. Ori Ruffalo la spital, noaptea asta vreau scandal peste butoaie, m-a ceris cu toții primar, măi! Bravo! Caragiale! A plecat din România, ușor scârbit, pentru că și-au bătut joc de... Vai, nu-mi vine să cred! Cel mai mare scriitor român, Mihai Eminescu, cel mai mare poet, dar Caragiale este un scriitor complet. Da, dacă cineva a întrebat pe Vlacuță, ce ar fi spus Vlacuță despre asta, despre el? Ok, Caragiale a fost prieten cu Vlacuță. Păi și ce atât de prieten îi spunea ce? Lui Vlacuță, bă, nu spunea, eu sunt vechi, mă, nu spunea că e bătrân. Eu bă, Vlacuță, vechi. Uitați-vă la mine, eu sunt vechi, băi. Sunt vechi, atât de prieten a fost că i-a furat nevasta. Nu, lui Caragiale, nu. Că nu, Caragiale, lui Vlacuță. Da. Nu intrăm în aceste, da, nu, astea sunt povești vânătorești. Nu, a plecat în Germania, dar toate era, își iubea țara. Da, bineînțeles. Și toate scrisorile lui către prietenii din România, după ce a plecat în Germania, se încheiau așa. Fiți sănătoși și veseli. Da. Deci nu uitați să fiți puțin veseli. Cel mai bun medicament este, absolut, totuși, o porție de veselie. Pe și de umor, parți, pe care noi am încercat astăzi, da, să vă oferim. Exact. Mai băgați una în final și eu zic că putem să zicem la mulți ani. Păi, dar n-ai bani tine, dragoste, ce te ții mereu numai de mine, că tu ești pentru mine o pacoste, dar cum de te-ai oprit-o mă la mine? Că ai venit când nici nu m-așteptam, și-ai aprins în suflet vâlva taie. Băi, nu mănânc și noaptea somnuam, pentru tine, dragoste, bălaie. Te-ai așezat, dar ai animare, ce ai făcut ca să mă doară. Mult mi-e necaz și mi-e rușine, dar ar naiba, dragoste, în tine. Și acum să terminăm așa cum am început, dragii mei. Pentru că noi suntem noul trio Grigoriu, adică trio Grigoriu Reload. Deci să începem. Ați văzut-o pe broscuța, uac! De-a-de-de-de scrivastă de lac! Ați văzut-o pe broscuța, uac! Toată ziua ea peste pe lac! Pe Dunăre mai degrabă! Tatuac, tatuac! La mulți ani, prieteni! Da! Din ce în ce mai rar în vremurile pe care le trăim, ai șansa să te întâlnești cu oameni și să trăiești momente de-astea adevărate așa. Și nu numai adevărate, și pline de poezie.